dragii mei telespectatori, iată din nou cu Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei în care ne-am obișnuit să discutăm și să analizăm știrile de peste zi, atât din cele locale cât și din cele naționale. Prima știre prin seara asta pe BTV.info, Metropolitul Moldovei și Bucovinei vine la Pașcani. Metropolitul Moldovei și Bucovinei vine la Pașcani, în al preasfințitul Teofan, este așteptat spre finalul acestei luni să ajungă în oraș unde va oficia o slujbă religioasă la biserica din Fântânele, la Sfântul Gheorghe. La eveniment sunt așteptat cât mai mulți credincioși. În al preasfințitul Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei va veni din nou la Pașcani, de această dată el va poposi la biserica ce are hram spre Sfântul Gheorghe și preotul paroh este Dumitru Cristea. Astfel, în dimineața zilei de duminică, 21 februarie, începând cu ora 8, credincioșii sunt așteptați în număr cât mai mare la slujba arhierească. Alături de el va fi și un sobor de preoți ce fac parte din protopopiatul Pașcani. Biserica din Fântânele a intrat în reparații în 2013. Este vorba despre consolidarea, extinderea și înălțarea lăcașului, dar și alte reparații și modernizare. Lucrările au fost făcute cu ajutorul și contribuția oamenilor din comunitate. Biserica urmează să fie pictată. Altă știre, tot pe btv.info, 2000 de lei amendă pentru transport de lemne. Depistat transportând material lemnos fără a avea documente de proveniență, care înseamnă puțin cu furtul, nu? La data de 4 februarie 2016, polițiștii de la Poliția Costești au depistat pe raza localității Costești un bărbat de 30 de ani din comuna Baia, județul Suceava, care transporta cu auto utilitară material lemnos de foc, de esență fag, fără a avea aviz de însoțire sau documente de proveniență a mărfii. Cei 2,6 metri cubi de material lemnos au fost ridicați și lăsați în custodia cantonului Silvic Bărbătești. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 2000 de lei conform legii 171/2010. Sursa este IPJ Iași. Se pregătește o nouă schimbare în educație, altă știre interesantă. Matematica se unește cu informatica, fizica și chimia devin științele vieții. Hai să vedem un pic ce se pregătește pentru transformarea învățământului nostru. Se pregătește o nouă schimbare în educație. Pe btv.info este informația. Este știrea. Matematica se unește cu informatica, fizica și chimia devin științele vieții. Acestea sunt principalele modificări ce ar trebui făcute pentru clasele 5-8. Propun experții numiți de minister să coordoneze reforma din educație. Schimbarea ar trebui să-i vizeze mai ales pe profesori, care trebuie să-și adapteze metodele de predare la cerințele noii generații. În ultimii 26 de ani, legea educației din România a suferit peste 60 de modificări, pentru că fiecare a venit cu ideea lui. Și asta pentru că mulți din cei 21 de miniștri care au avut mandat de la Revoluție și până acum și-au dorit să facă cel puțin o schimbare. Iată că suntem la început de 2016 și începe o nouă reformă. Deocamdată însă experții în educație încearcă să afle în ce direcție ar fi bine să ne îndreptăm. Experții contactați de Ministrul Educației propun unirea matematicii cu informatica în clasele 5-8, transformarea fizicii și chimiei și biologiei în disciplinele științele vieții, științele mediului și științele mediului, transformarea istoriei în educație pentru societate, 3 ore de sport pe săptămână și un număr mare de opționale, cred că vreo 5, dacă nu greșesc. Profesorii trebuie să țină cont de talentul fiecărui copil, dar și de zona în care trăiește. Să facem stații pilot cu jumătate dintre elevii țării, cu cei care la țară, cu cei de la țară care să primească o masă caldă și două ore să stea la școală și să-și facă lecțiile, să vadă un film, să stea la calculator, copiii vor vrea imediat să facă asta. Îi plătim diferențiat pe profesori, dacă adevăratul domnul Trandafir trece la treabă, o să fie bine. În toată lumea, copiii stau la școală de la 8 până la 5, spune Alexandru Mironov. În plus, profesorii nu trebuie să le mai ceară copiilor să reproducă materia, ci să o înțeleagă teoria și să o aplice. Este luată știrea de pe ziarul de Iași. E bine pentru că pentru școlile care fac de dimineață, dar cele care au și orar dimineață și orar după amiază, nu știu cum mai pot să mai facă copiii de la 8 la 5, cum e restul lumii. Nu știm.
cum poți să-i ții după aceea să stea la meditații după ora 7 seara? Nu se mai poate găsi soluții la asta. Sper să nu se ajungă să fie clasele de 40 de elevi, știi, ca să nu te mai înțelegi chiar cu nimeni în clasă și să nu mai poți face deloc ora. bebitv.info, amenzile la salubritate de la începutul anului viitor pentru cei care aruncă gunoaiele aiurea. Noul regulament privind serviciile de salubritate vor fi implementate de la începutul anului viitor. Până atunci trebuie finalizate investițiile prevăzute în masterplanul județean din fonduri europene. Precizarea a fost făcută chiar de directorul executiv al Asociației Județene ADIS în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. Este vorba despre stațiile de transfer printre care își cer la Ruginoasa și amenajarea platformelor pentru colectarea selectivă. Tot până atunci administrațiile locale trebuie să ia măsurile financiare necesare privind plata serviciului, iar ADIS trebuie să finalizeze licitațiile pentru desemnarea celor trei operatori, cel care colectează, cel care transportă, cel care depozitează și cel care se ocupă de selectarea gunoiului. Deloc de neglijat este pregătirea populației pentru respectarea noilor reguli, atât asociația cât și autoritățile locale trebuie să demareze ample campanii de informare în rândul cetățenilor privind colectarea selectivă a gunoaielor. Aceasta deoarece de la începutul anului viitor urmează să fie aplicate sancțiuni usturătoare celor care pun la un loc gunoiul, hârtia, plasticul, metalele și le aruncă pe jos sau le depozitează în altă parte decât în zonele special amenajate. Amenzile se ridică până la 3.000 de lei pentru persoane fizice și 50.000 de lei pentru societăți. Vă dați seama, usturător de tot. Ele urmează să fie aplicate atât de inspectorii de mediu, poliția locală, cât și împuterniciți ai primarului. Sancțiunile ar urma să fie aplicate mai întâi locuitorilor de la case, operatorul care se ocupă de colectare constată dacă s-a făcut selectarea pe categorie, iar dacă nu, va refuza să ridice și va informa organele abilitate. Pentru locatare de la bloc se intenționează amplasarea de camere de luat vederi la platformele de gunoi. Astfel vor fi identificați cei care fac depozitarea fără o selectare prealabilă pentru a fi amendați. Menționăm că Pașcaul este membru fondator al asociației din 2009, are reprezentant în Consiliul Director, un singur vot, la fel ca și celelalte administrații locale din județ. De pe realitatea.net, Ministerul Energiei are ca prioritate definirea consumatorului vulnerabil, întrucât sistemul actual în care toți consumatorii casnici de energie plătesc prețuri reglementate sub cele de piață, nu este o soluție durabilă și pe termen lung, a declarat vineri Cristian Bușu, secretar de stat în cadrul Ministerului de Resort. Deci ei doresc o liberalizare a prețului energiei, după câte văd aici. Domnul Bușu spune, el a subliniat că din moment ce vorbim de o piață unică de energie, teoretic consumatorii vor putea să-și aleagă un furnizor de energie din ce țară doresc. În acest context trebuie să vorbim și de linii comune pentru protecția consumatorilor, obligați de informare din partea furnizorilor, de reeșalonarea plăților pe principii comune, a adăugat oficialul ministerial. Bun, și președintele, deci Nicolae Văcăroiu, pe realitatea.net scrie iarăși o știre interesantă și importantă. Nicolae Văcăroiu, președintele Curții de Conturi a României, a explicat că bugetul public din România a fost fraudat în ultimii 10 ani de 2,1 miliarde de euro. Acesta a anunțat la Europa FM că de vină sunt corupția, neglijența în serviciu și schimbarea permanentă a legislației. De Nicolae Văcăroiu spune că în cele mai multe prejudicii sunt comise cu bună știință, chiar de la nivel guvernamental. De exemplu, numai în 2014, guvernul condus de Ponta a luat la bugetul de investiții 2 miliarde de lei. Deci erau pentru investiții, hai să-i luăm, nu mai facem investiții 2 miliarde, îi punem pentru altceva. Banii au fost transferați la fondul de rezervă a guvernului și împărțiți nejustificat primăriilor și consiliilor județene prin ordonanță de urgență. Adică le da la cheltuieli, știi? Așa, în loc să facă investiții, hai la cheltuieli. Este îngrijorător faptul că aceleași 2 miliarde s-au dus la creșterea rezervei guvernului și au plecat către primării și s-au dus spre alte destinații. Deci au majorat fondul, ăla de rezervă. Ceea ce mă îngrijorează este că restul de valoare de investiții prevăzut în buget, dați afară din 26 de miliarde de lei, 3 sau 6 și rămân 20 de miliarde. Banii aceștia trebuie utilizați cu maximă eficiență, a declarat Nicolae Văcăroiu la Europa FM.
Președintele Curții de Conturi spune că în ultimii ani instituția a sesizat parchetele în aproape 700 de cazuri. Alte 70 de sesizări urmează să fie trimise procurorilor. Unul dintre acestea se referă la vânzarea unui teren al unei instituții de stat cu 2 euro pe metru pătrat, deși valoarea sa era de 1500 de euro pe metru pătrat. Cazul a fost trimis la DNA încă de acum 3 ani. Dragii noștri, asta este în România noastră. Dar am avut aseară un parlamentar, un senator, și am avut și în seara asta, în emisiunile noastre de aici la BTV, încă un deputat. Aseară pe domnul Vosganian, astăzi pe domnul Movilă. Cu alte cuvinte, cam amândoi spuneau la fel. Selectat din ceea ce a spus domnul Vosganian aseară, era cam așa, că pe timpul comunismului, responsabilitatea venea din altă parte. Noi nu aveam responsabilitate. Așteptam să ne dea căldură, să ne dea apartament, să ne dea mâncare, să ne dea energie, să ne dea butelie, să ne dea. Responsabilitatea nu era la noi. După ce a venit, după Revoluție, după ce am apucat să gustăm din libertate, responsabilitatea trebuia să fie la noi. Adică, fiecare trebuie să se ocupe de ceea ce are el de făcut, de propria lui casă, de propria lui... Nu trebuie să mai ceară de la cineva să-i dea statul, să-i dea niște reprezentanți undeva. Nu, trebuia să aibă el, să-și facă el propria firmă, propria afacere, propria asociație, tot. Noi am ales o cale greșită, spunea domnul Vosganian aseară. Spuneam că am ales delegarea de responsabilitate, deci am pasat către altcineva. Nu ne-am asumat noi responsabilitățile. Responsabilitatea cade pe capul altora. Și domnul deputat de astăzi, domnul Movilă, a spus cam același lucru cu alte cuvinte. Adică, uite, să dăm un exemplu cu apa vitală, da? Treaba noastră, dacă ne uităm și la ce a spus domnul Vosganian și la ce a spus domnul Movilă, treaba noastră este să ne facem asociațiile de proprietari. Acele asociații de proprietari vor încheia contracte cu operatorul. Treaba va fi direct de la noi. Nu trebuie să așteptăm. Ce să așteptăm? Să vină primarul să ne facă asociații de proprietari, să vină operatorul. Și chiar domnul Movil a spus așa astăzi. Nu e treaba operatorului să facă asociații de proprietari. Eventual e treaba administrației locale. Care e culmea? Administrația locală am pus-o noi. E treaba noastră să ne facem asociațiile de proprietari. Trebuie să fim îndrumați cumva, dacă nu știm să le facem. Și unde să găsim? Nu la operator. Nici într-un caz nu ne învață el cum să facem asociațiile de proprietari, ci la autoritatea noastră locală. La fel și cu ADIS-ul, care va veni operatorul, fiind operatorul de salubritate. La fel va fi și cu termoficare. Cu toate problemele. Vor fi aceleași lucruri. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a plăti serviciile către operatori, de a ne gospodări singuri, de a ne face asociațiile de proprietari, de a ne întocmi, de a ne întruni să le putem face corect. Toate acestea sunt în responsabilitatea noastră. Nu trebuie să delegăm responsabilitatea spre cineva așa de... E ușor să dai vina pe altul. Știi, da, operatorul, dacă tot... Nu-i treaba lui. Și nici n-ai cum să-l legal să-l obligi cumva. Și de pe această confuzie s-a mers și s-a marjat când s-au tulburat apele. Și se mai tulbură apele în continuare, eventual. Deci, dragii mei, cetățeni, noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea în ceea ce trebuie să facem. Sunt, uite, reforme în învățământ. Se caută căi, dar educarea copiilor noștri o facem noi. În primul rând noi, de acasă. La școală îi va învăța profesorul de istorie, va preda istorie, vă spun eu. Chiar dacă se va numi altfel, aria curriculară, el va învăța istorie pe copilul nostru. Profesorul de geografie, îl învăța geografie. Eventual se vor specializa profesorii și în alte domenii, într-adevăr, pentru că na, trebuie făcut cumva o modalitate de a face lecțiile mult mai,
mult mai atractive și mai întrepătrunse interdisciplinar. Dar să nu credem noi că dacă îi lăsăm pe copii așa, plecăm și îi lăsăm acasă singuri cu bunicii, cineva se va ocupa de ei să îi educe în locul nostru. Nu. Rolul familiei este important. Rolul bisericii, indiferent care este credința noastră, este important. Rolul școlii este important, dar să nu lăsăm toate în rolul școlii, știți? Adică, hai să nu facă nici religie la școală, dar să lăsăm în rolul școlii să ne le duce. Hai să nu mă țin eu de el, dar să-i dau mulți bani la el, dar să lăsăm în rolul profesorului eventual sau consilierului psihopedagogic de la școală să ne le duce pe a nostru. Nu, că ți le ducă gașca. Copilul nu va veni la consilier, nu. El va avea un prieten, doi, trei, o gășcuță și se va interesa de acolo, de multe, de multe. Și dacă noi nu ne implicăm în educarea lui, se va implica altul în educarea eventual greșită a lui. Asta este responsabilitatea noastră. Nu delegăm responsabilități. Trebuie să ne asumăm responsabilități. Am dat exemplu cu operator de apă, am dat exemplu cu operator de salubritate. Am dat exemplu și din școală. Pentru că, până la urma urmei, este un serviciu de învățământ. Este un serviciu care ni se face pentru copilul nostru. Dar noi trebuie să venim cu responsabilitatea de a educa, de a ajuta acel serviciu de învățământ să se muleze pe copilul nostru și să reușim să facem din copilul nostru un copil educat. Este responsabilitatea noastră de părinți, da? Nu trebuie, nu e responsabilitatea noastră doar să venim acasă cu bănuții și să-i punem mâncare. Nu doar atât. Nu doar atât. Ci educația se face din primii ani de viață până când ajunge și la 30 de ani primim educație de la părinții noștri. Pentru că ce să vezi? Tot părinții noștri sunt. Tot părinții noștri sunt. E bine să primim educație. E bine să o primim de calitate. Așa că am văzut la mediu, în mediu, cum, ce fel, ce se face. Uite, domnul Văcăroiu, m-a spus că s-a fraudat foarte mult, de mulți ani. 2 miliarde, el a făcut vehicula și o cifră. În ultimii 10 ani, 2,1 miliarde de euro. S-a fraudat, da, s-a fraudat. Pentru că am stat și am delegat responsabilități. Și ce să vezi? În loc să ne asumăm responsabilități, cum să ne gestionăm noi, cum să fim noi gestionabili, sau cum să ne facem treburile cât mai corect, am delegat responsabilitatea și cei cărora le-am delegat responsabilitatea, în primul rând s-au gândit la ei. Iar nici într-un caz nu s-au gândit la noi. De aceea s-a ajuns aici unde s-a ajuns. Ar trebui și noi să avem partea noastră de responsabilitate. De aici plecând, e greu. Dar nu e greu pe fiecare în familie să-și facă el responsabilitatea lui, să-și delege el, să-și urmărească el copilul, să-și rezolve el problemele. E dificil. Nu putem spune nu. Dar delegarea asta a responsabilității, uite că ne-a adus aici. Unde ne-a adus? Cu pierderea locurilor de muncă, cu pierderea fabricilor, cu închiderea multor fabrici și darea lor la fier vechi, cu devalizări de bugete, cu de toate. Pentru că noi n-am avut responsabilitatea să sancționăm la momentul când trebuia de sancționat. Este dificil să lași doar 2-3 oameni de afaceri pe oraș să se ocupe de investițiile din oraș. Este dificil. Este dificil de a face ceva când ești singur și nu te asociezi într-un condominiu să aibă toți aceleași condiții egale într-un parteneriat cu operatorul și să cere așa ceva luna de pe cer. E dificil. E dificil pentru bătrânica aia care stă la bloc și nu găsește un sprijin în asociație pentru a putea încheia contractele corect și a plăti corect. Și s-a văzut că certurile de un an de zile, de anul trecut, cu scandalul, cu apa, cum a fost, ce a fost, au dus la
Nu au dus cumva că a plătit altcineva apa consumată, nu. Au dus la penalizări, la plata în scurt timp a unei sume mari de un an de zile, a dus până la urmă la niște răsturnări de situație, la niște dezechilibre, pe care ce să vezi? Tot noi cetățenii le-am suportat. Tot noi cetățenii le-am suportat. Noi trebuie să fim responsabili asupra ceea ce trebuie să de făcut. Să delegăm așa pe altul să ne facă? Cine să ne facă? Ce să ne facă? Eu, nu știu, e ușor de a da vina pe altul. Dar așa să te lamentezi continuu nu e bine. Trebuie căutat fiecare soluție în parte, la fiecare problemă în parte. Într-adevăr, un vecin spune într-un fel, alt vecin spune în alt fel. Unii sunt mai guralivi, unii sunt mai puțin guralivi. Totuși trebuie să găsim calea de mijloc și cea corectă. Dacă operatorul încheie contracte cu reprezentanți de scară sau cu asociații, păi așa se poate face. Dacă operatorul încheie contracte individuale, doar dacă toți de pe scară și-au pus un anumit tip de contor la baza scării sau și trebuie făcut o anumită investiție, păi toți oamenii de pe scara aia să se înțeleagă și să facă acele investiții. Citiți puțin legea, văzând despre ce este vorba. Toate trebuie făcute într-un mod echitabil și într-un mod în care fiecare are responsabilitatea lui. Pentru că ce să vezi, și ăla de la casă trebuie să-și facă exact cum trebuie făcut. Când și-a făcut omul casa, și-a pus la un moment dat, când a cuplat, uite, să-și facă cineva nou casa acum, să vedeți cum trebuie să-și facă branșamentul. Toate să-mi fac exact așa cum cere la lege. Fără niciun fel de alte comentarii. Din cei doi oameni care au vorbit aseară, din două partide diferite, din două camere diferite, unul am înțeles deputat, unul am înțeles senator, amândoi au vorbit spre genul acesta, că fiecare dintre noi până la urmă avem o responsabilitate. Fiecare. E cam dificil să te uiți în interior și să-ți asumi responsabilitatea. Știu. Cam dificil. Dar nu putem pasa tot. Adică, uite, dau exemplu cu relația părinte-copil-școală. Părintele știe că copilul a plecat la școală. Nu știe ce se întâmplă cu copilul în timpul școlii. Profesorul are relația la școală cu copilul respectiv de educație atâta cât îi scrie un orar, o oră pe săptămână, două ore, trei ore pe săptămână, mai este un diriginte care mai coordonează activitatea acolo, în rest nimic. Dacă cumva relația părinte-școală este ruptă și vine părintele odată pe an, dacă vine și la solicitări a profesorului sau a dirigintului, vină încoace, lipsește, absențe, 40 de absențe, 50 de absențe. Ce facem? Să vină cineva să se intereseze de copilul ăsta? Cine e? Cine din familie are grijă de el? Te trezești că un părinte este plecat peste hotare într-o zonă, părintele celălalt nu știu dacă mai corespunde, nu mai corespunde cu familia, plecat în altă parte și cine să aibă grijă? Vecinul, poliția locală, cine să aibă grijă? Și când te trezești, părintele vine nemulțumit că nu a fost învățat copilului la școală nu știu ce. Și nu se descurcă să facă nu știu cum și nu ia bacul. Păi oameni buni, delegarea responsabilității. Păi profesorul ce poate face? Să stea cu elevul să-și facă temele? Să-l ia de mânuță dimineața și să-l spele pe ochi și să-l aducă la școală? Ce să facă? Dacă se întâmplă, și sunt numeroase cazuri din astea, ce să facă? Nu trebuie întrerupt acest circuit. Această legătură părinte-școală, părinte-profesor, nu trebuie întreruptă. Tocmai pentru a ieși copilul bine educat.
bine educat, pentru a avea rezultat el. Pentru că dacă are rezultat el, am și eu rezultat ca părinte, are și profesorul la rezultat în cariera lui. Dar nu de cariera profesorului mă interesează, ci mă interesează de cariera copilului meu. Așa trebuie să privesc ca părinte. Chiar dacă sunt plecat, las pe celălalt acasă, responsabil. Nu zi de zi la școală, că doar nu, dar periodic. Chiar dacă este copilul eminent și învață foarte bine, nu strică o dată la săptămână, o dată la două săptămâni să iau legătura cu profesorii. Nu strică. Chiar dacă învață excelent. De ce? Nu-i copilul meu? Nu trebuie să mă interesez de el? Cam așa trebuie făcut și privit lucrul. Altfel, ce să vezi? Nu vom avea rezultate. Și degeaba vom fi mâhniți. Degeaba vom da vina pe altul. Responsabilitatea e la noi. La fiecare dintre noi. La fel trebuie privit cu fiecare punct. Și la serviciu. Angajatul trebuie să-și facă treaba de angajat. Ce scrie în fișa postului acolo? Că patronul nu-l plătește destul, că s-a semnat un contract. Am atâta lei pe lună. În momentul în care nu mi se dă ceea ce... Eu am muncit zi de zi. Eu am venit la serviciu. Nu am chiulit, nu am furat, mi-am făcut producția. Ceea ce mi s-a cerut, am făcut. Nu-mi convine, cu cât mă plătești, schimb. Cer, vorbesc, negociez, este responsabilitatea mea. Nu dau vina pe alții. Și, corect, zi de zi, continui să lucrez acolo. Eu ca angajator vreau să am om bine plătit, vreau să am om mulțumit, vreau să am om care să-mi facă producția. Vreau să am om pe care să mă pot baza că producția aia pe care am realizat-o o pot vinde la timp clienților. Păi atunci îi plătesc cu cât am negociat și cu, mă țin de cuvânt. Și plătesc totul la stat, și nu-i încerc să-i păcălesc cumva. Lasă, bă, îl dau 5 milioane să zică popii măi. Să zică mulțumesc lui Dumnezeu că are atâta. Nu așa. Deci fiecare are responsabilitate. Și să-și o asume. Nu să dea vina că, știi, eu nu vin la serviciu că nu mă plătește destul sau vin beat la serviciu că nu știu ce am acasă o treabă. Sau eu știu ce alte treburi. Am furat de la serviciu pentru că nu mi-ajunge. Sau eu ca patron nu-l plătesc pentru că vreau să mai iau o mașină. Eu știu ce alte motive. Sau atâta e piața. Sau chestii de astea. Îți mulțumit de producția care a scos-o. Îți mulțumit când muncește. Dar nu sunt mulțumesc când trebuie să-l plătesc. Deci toate acestea. Toate aceste coroborate. Relațiile dintre noi pline de responsabilitate. Pline și de respect unul pentru celălalt. Și să vedeți că totul se va schimba în România. Pentru că de la mic și de la pas cu pas, de la mic la mare, totul se clădește. În România asta așa s-a schimbat tot timpul. Când generație de generație s-a modificat. Când s-a lăsat așa totul de la sine, n-am dus-o bine. Modernizarea României s-a făcut cu sacrificii. Sacrificiile generației pașoptiste, sacrificiile generației, înainte de generația pașoptistă, sacrificiul lui Tudor Vladimirescu, în 1821, care a murit, tăiat în bucăți, dar după sacrificiul lui, n-au mai fost domnii fanariote. Totul s-a făcut cu sacrificiu, dar pentru ce? Pentru generația lui și pentru cea viitoare. Și am trăit și s-a trăit din ce în ce mai bine. Dacă reușim să ne mobilizăm așa, este excelent. Ce să vă spun? Să ne dea Dumnezeu pace și înțelepciune. Înțelepciunea omului cel de pe urmă. Un sfârșit de săptămână minunat și la revedere!